Vă salut! Vedem din nou drujba Reme 540 de la Ruris și este un clip, să zicem, inspirat puțin dintr-un comentariu. Poate fi ceva interesant pentru mulți dintre voi. Haideți să vă spun. Deci ați văzut că recent am fost cu drujba, am tăiat niște lemne în pădure, am tăiat mai mult cu ea, v-am lăsat cât mai multe imagini să vedeți cum merge. Înainte să tai lemnele alea depășise 25 de metri cubi și am făcut acel clip la tăiat. Acum am primit un comentariu, zic eu, interesant de la Rodian. Filtrul de aer filtrează bine sau mai scapă ceva praf în carburator? Mă întreabă și dacă știu ceva variantă sau un locuitor pentru acest filtru, dacă se potrivește altceva. Deci m-am inspirat puțin de la acest comentariu în ideea că eu nu am curățat niciodată drujba de când am început să tai cu ea. Decât aici, în zona capacului, aici e normal, aici îmi dau și în jos și mai depărtez rumegușul, dar în zona filtrului de aer niciodată. Așa că am zis, haideți să vedem cum arată filtrul de aer după atâta utilizare și vom încerca probabil să-l dau jos și să vedem cumva dacă scapă ceva sau nu scapă în interiorul carburatorului. Haideți să pun camera să vedeți cât mai bine acest detaliu. Sper să se vadă cât mai bine. Am pus drujba către soare. Capacul ăsta este foarte simplu de dat jos și aș vrea să vedeți cum arată după atâta timp de exploatare, necurățat niciodată. Și eu sunt cam curios. Ia uitați, sper să se vadă bine, așa arată capacul și aici filtru. Are praf pe el, dar în rest, din ce văd, drujba pare curată pe la cilindru. Chiar și aici la volant, la grătarul ăsta, nu pare a fi foarte mult praf sau rumeguș să tragă. Deci o să iau eu camera să filmez din mână să vedeți mai bine. Este destul de curată în zona asta din interior, dar pe filtru se poate vedea foarte bine că are praf, rumeguș foarte fin. O să încerc să vă arăt mai bine, eventual să pun și o lumină, să vedeți cât mai bine pe aici. Deci așa arată filtrul necurățat niciodată, de când o am. O să încerc după aia să-l desfac ușor, să-l ridic de aici. Poate să-l suflu puțin înainte, că cu un compresor nu aș vrea să cadă ceva în interior și să ne facem o idee greșită. Deci poate o să-l suflu și după aia o să-l scot afară. Haideți să încerc să vă arăt cât mai bine. Am pus o lumină suplimentară. Eu aș vrea mai mult să vă arăt interiorul, să vedeți. Deci este curat. Deci chiar curat. Nu știu dacă se poate vedea cilindru. Este curat. Deci chiar nu prezintă multă mizerie în interior. Acum o să iau un compresor, o să suflu puțin. Mă așteptam și aici în zona volantei să fie mai mult praf, mizerie, dar nu este nimic exagerat. Deci cam așa arată. O să suflu puțin să scoatem filtrul afară. Am pregătit și un compresor. O să-mi pun și niște ochelari și
suflăm puțin filtru. Aici, când vă curățați utilaje, când suflați în special filtrul de aer, nu veniți foarte aproape și suflați așa, pentru că puterea aerului este posibil să lărgească această sită de filtrare și după aia să absorbă mult mai ușor motorul praf. Deci trebuie dat mai de la distanță. Deocamdată suflu aici zona asta să putem scoate filtrul, după aia cred că îi fac o întreținere totală. Chiar dacă am venit cu pistolul mai aproape aici, am suflat pe sub filtru să sară tot praful care e pe aici. Acum o să scot filtrul de aer. Ar trebui dat în spate asta. Sau... E un sistem interesant aici. Deci e foarte bine fixat. Deci dacă îl trag în spate, trebuie cumva ridicat și tras de el. Trebuie să văd cum lucrează, pentru că pare a fi foarte bine fixat. Sper să nu rup piciorușele astea de la filtru. Încerc să vedem cum îl desfac. Da, interesant cât de bine e prins. Ia să vedem. Poate ar trebui cu cheia băgat pe sub el. Atât de bine să fie prins oare? A ieșit asta. Nu știu dacă am procedat chiar bine, dar vom vedea după aia. Haideți să iau și camera să vedem de aproape. Deci ați văzut cât de bine este prins. Bag asta înapoi. Push, trebuia apăsat. Dar nu vedeam ce scrie. Scrie aici push. Văd după aia cum e sistemul. Haideți să vedem acum cum arată aici la filtru. Deci o să încerc să-l scot, ați văzut că sper să reușesc, că am reușit. Așa arată. Pare avea un pic de mizerie în interior. Aici sper că se vede, iau să încerc cu lumină. Sper că se vede cât de cât. Deci pare a fi un pic de praf, dar ținând cont că n-am curățat-o niciodată, nu pare a fi nimic. Adică un pic aici în zona asta,
Dar în interior, pe unde se duce, pe la clapeta aia, nu pare a avea. O să curăț eu un pic aici cu o cârpă. Și ăsta este filtrul, ia să vedem. Foarte bine fixat. Va trebui să-l pun așa în soare. Va trebui să-l curăț, să-l spăl. Cred că e din ăla de se desface, văd aici astea, deci se desface în două și trebuie curățat. Deci nu e nimic anormal. Deci aici nu e în interiorul filtrului, este în exterior. Aici văd puțin o depunere cu umiditate, probabil vapor de benzină sau deci faptul că nu știu cum să vă arăt. Arată așa, nu este grav. O să-l curăț și o să-l montez înapoi și un pic aici pe interior e ceva, dar ținând cont că el ar trebui curățat mai des, nu ca mine, o dată la 30 de metri cubi. Nu veți avea niciun fel de problemă dacă eu n-am avut până acum. O să-l spăl un pic și îl montez înapoi. Ia să văd dacă se desface. Ar trebui, la cum văd eu aici. Da. Deci se va curăța foarte ușor. Scapă puțin praf, dar cu o întreținere. Ăsta e un praf umed, așa cum o să încerc să vă arăt. Deci cu stă lipit pe filtru, nu se duce imediat direct în motor, cu o întreținere normală, așa cum trebuie făcut, nu veți avea probleme. Am adus puțină apă caldă cu săpun, o pensulă, o să bag filtrul aici. Să-l curățăm, îl lăsăm puțin să se moaie de rumegușul ăsta. Deja se curăță foarte bine sita, fără să mai frec cu pensula. Uitați ce bine arată. Deci foarte ușor se curăță. Uitați-o și pe asta, ia să vedem. Dar las un pic, îl frec și cu pensula. Aici am suflat eu puțin, am închis șocul, să închide clapeta și am suflat puțin cu compresorul. Pe aici nu, pe marginea asta, am ținut așa să nu intre praf pe aici mult. Și am suflat praful ăsta care era înăuntru. Deci eu nu vă recomand să faceți așa cum fac eu, pentru că nu sunt mecanic. Îmi fac și eu singur întreținerea și asta e o întreținere care trebuia făcută mai des. Deci nu veți avea probleme dacă faceți întreținerea, tăiați ce aveți de tăiat, câțiva metri și după aia curățați drujba frumos, nu o lăsați ca mine. Deci eu chiar ați văzut că nu am făcut nimic la ea, drujba merge foarte bine. Îi curăț acum ăsta, îl suflu cu compresorul să-l usuc. Și îl voi monta înapoi, o să curăț frumos și pe aici toată drujba și încerc și o pornire, să vedeți. Îmi place foarte mult pornirea la drujba asta, nu neapărat la rece. La rece face o sfoară, două, trei, cât e nevoie. Oricum pornește bine, dar îmi place când e călduță, pornește foarte ușor, nu tragi de demaror, deci doar încordez puțin sfoara și... Dar o să vedem, curăț și eu ăsta și vă arăt. Am curățat filtrul, mai las aici la soare, l-am și suflat cu compresorul, dar îl mai las să se usuce foarte bine. O să dau puțin cu compresorul pe aici. Șocul este închis ca să se închidă clapeta. O să țin eu totuși
O să-mi pun și ochelarii, să nu sară ceva praf. O să țin eu cu degetul, să nu intre praf pe admisia de aer. Deci, v-am spus, nu sunt mecanic, fac și eu întreținerea așa cum bănuiesc eu că ar trebui făcută. O să pun degetul aici, ca să pot sufla pe ei, să nu sară praful ăsta în carburator. Am reușit să curăț drujba, am suflat-o, am șters-o peste tot. Arată foarte bine, probabil datorită soarelui e puțin distorsionată culoarea asta. Portocaliu așa face în soare când e filmat. Dar am curățat-o, vedeți, am îndepărtat absolut toate depunerile de lemn, de praf. Drujba arată impecabil, capacul nu este prins încă, vreau să vă arăt și în interior la carburator. Deci e ca nouă acum. Dacă aveți una din asta, vă spun eu la cum merge, cât costă. O puteți găsi puțin mai ieftin la diversi parteneri, Ruriz, dacă căutați pe internet. De drag o întrețineți. Haideți să vă arăt și aici. După aia o să-i prind eu capacul. Observați, am curățat tot. Tot. Ia uitați. Ce frumos. O să încerc să o pun așa în soare. Deci sper să vedeți cât mai bine. Este ca nou acum. O să-i prind capacul și după aia o să încerc să-i facem o pornire. Să vedeți la ce mă refer cu pornirea aia foarte ușoară. Să facem și o pornire la rece. Probabil nu va porni repede. O să încerc așa, să stau așa să vedeți. A dat semnul. Să vedeți după aia cum pornește la cald. O las puțin să meargă și o să vedeți cât de ușor pornește la cald drujba. Dacă curge puțin ulei din ea, nu e problemă. Merge pompa de ulei. N-am lăsat-o prea mult, dar haideți să vedem. A și dat semn, ați văzut. O să încerc așa cu mâna asta. Sper că am fost de ajutor cu acest video. Ați văzut cum arăta filtrul de aer după aproximativ 30 de metri cubi. Trebuie curățat mai des, nu am avut probleme. Dacă îi faceți o mentenanță normală și la timp, nu o să aveți probleme. Drujba arată bine, merge foarte bine, mie chiar îmi place și ați văzut deja mai multe clipuri cu ea pe canal. Până la un nou clip, vă mulțumesc pentru vizionare, vă salut și vă doresc mult spor la treabă. Până mai tai cu ea. Ar trebui să-i scot benzina. Nu știu când e următoarea tăiere. Chiar îmi place drujba asta.